Construcția depozitului ecologic pentru deșeuri din apropierea Comunei Frătești a fost deja începută, în paralel lucrându-se la realizarea celorlalte componente ale sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Giurgiu, precum stațiile de depozitare și preluare, stațiile de sortare și tot ceea ce prevede proiectul finanțat cu fonduri europene. În plus, standardele europene impun și trecerea la colectarea selectivă a deșeurilor. Aceasta înseamnă că atât operatorii de salubritate, dar și agenții economici și populația trebuie să separe deșeurile în funcție de fiecare categorie în parte. Avem o problemă foarte importantă și destul de grea, selectarea depozitării acestor deșeuri. O să fie greu pentru cetățenii noștri că trebuie să scoată aceste deșeuri selectate pe 4 poziții. Deci este foarte important din predarea deșeurilor să existe această selectare. Asta este problema de educație, va fi o luptă în continuare cu mentalitatea. Noi considerăm gunoi și luăm și băgăm în pungă și ducem la aruncă. Asta nu mai este posibil. Fiecare va avea 4 asemenea depozitări pe cele 4 sorturi, în așa fel să nu mai le amestecăm. Termenul limită pentru definitivarea acestui sistem este anul 2015. După acest termen, România riscă amenzi substanțiale din partea Uniunii Europene.